Bună seara, dragii mei! Sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere, oarecum distractivă, dar în acest moment de distractiv s-ar putea să aflăm și lucruri adevărate, nu? Asta încercăm. Să descoperim într-un mod simpatic adevăruri la care nu avem acces tot timpul. Ah, mi-a alunecat camera. Aș vrea să alegeți astăzi între 5 variante, maxim 2, eu zic să alegeți 1, 2, 3, 4 și 5. După cum am spus și în titlu, încercăm să vedem ce transmite vocea voastră celor din jur. Da? Maxim 2, nu are rost să vă complicați cu mai multe. Repet, 1, 2, 3, 4 și 5. Puneți pauză și eu pun pauză și mi-așez camera. Numărul 1. Numărul 1. O să vedem și ce cărți vin, dar până extragem cărțile, da? Vocea voastră pentru foarte mulți dintre cei care se lasă încântați de ea, până acum, fără să trag nicio carte, doar din cele ce am ales, ca și culoare, ca și cristal, vocea voastră exprimă lumină. Probabil că unora dintre voi vă place să vorbiți despre lucruri pozitive. Lumina aduce speranță, probabil că unii dintre voi aveți această tendință să aduceți speranță, să puneți lumină, interesant, să puneți lumină în anumite probleme sau confuzii ale celor care vă ascultă. Și ce interesant, ce mai văd eu? Da, să faceți diferența, găsiți nuanțe, văd aici mai multe nuanțe de griuri, găsiți nuanțe în lucrurile pe care le exprimați, tocmai pentru că folosiți această lumină. Știți, în artă, ia uite ce frumos, interesant, a venit molia, molia care merge către lumină, ce frumos, molia care merge către lumină. Vocea voastră oarecum este plină de pasiune și de emoție cu balena, ok, apă și aer. Vocea voastră este plină de pasiune, dar și de emoție. Vocea voastră atrage, interesant, atrage oamenii așa cum molia este atrasă de lumină, pentru că voi sunteți lumină aici și molia ar fi, să zicem, publicul. Publicul care este într-un mod aproape misterios, atras și captivat de vocea voastră. Iar vocea voastră transmite la distanță, transmite emoții. Aveți o vibrație specială, profundă și înaltă, pentru că apa merge cât mai adânc și aerul cât mai sus. Am zis că aveți nuanțe, nuanțe. Și chiar dacă uneori puteți să fiți foarte rațional, alteori treceți în extrema cealaltă emoțional. Dar în sensul frumos al cuvântului, plin de lumină, de speranță, de optimism. Am văzut și asul de cupe, dar bine, asta este în trecere. Ce-ar mai fi să simt? Vocea voastră. Se simte, se aude de la distanță, așa cum flacăra se vede în întuneric, de la distanță, da? Se simte de la distanță. Măi, deci nu se poate. Aveți steaua. Aveți steaua. Încă o carte. Probabil că sunteți unii dintre voi, și chiar dacă nu sunteți, dar unii sunteți în public, vorbiți și emoțional și rațional, că sunteți avocați, că sunteți doctori, că sunteți artiști,
că sunteți vindecători. Sunteți o personalitate interesantă, este că această balenă reprezintă regele de cupe, deci o energie foarte matură, asul de aer. De fapt, Molia ar fi un soi de as, prima carte din seria de aer. Sunteți un început pentru unii. Aduceți în lumină, afară de informații, pentru că n-aș vrea să-mi limitez. Adică nu o limitez, dar etalarea aceasta ar vrea să se exprime mai mult impactul pe care îl are vocea voastră, nu ceea ce vorbiți în general. Dar aveți un impact puternic. Am zis lumină, ați ales lumină, ați primit steaua. Steaua care se vede ca o lumină întuneric și confirmată tot de asul de, sau molia, asul de aer sau molia. Vindecați, da? Interesant. Aveți și echilibru emoțional, cum am vorbit mai devreme, deci se confirmă cărțile. Vindecați prin vocea voastră, vibrația vocii voastre vindecă. Vindecă. Echilibrează rațiunea și emoțiile. Se simte de la distanță, am zis, repet, pentru că sunt cărțile care confirmă acest lucru. Se simte de la distanță. Faceți diferența. Aveți o voce de stea. De stea de cinema, de personalitate, chiar dacă nu sunteți, poate că aduceți, vocea voastră aduce aminte sau semănați la voce cu vreo personalitate, chiar dacă nu sunteți voi persoane publice, dar dacă nu sunteți, ați putea vorbi în public, ați putea vindeca, ați putea inspira, pentru că steaua inspiră, deci vocea voastră inspiră, poate inspirați pe alții să creeze. Și reușiți să fluctuați vocea. E uite, interesant, regele de spirale, am zis de inspirație, se confirmă. Regele de spirale de, sau de foc sau de bâte, cum vreți voi să ziceți, este o persoană creativă. Probabil că mulți sunteți artiști, mulți sau unii, aveți puterea de a fi foarte creativi prin vocea voastră. În ce sens? Nu doar în cuvintele pe care le folosiți. Am zis fluctuați tonul. Scădeți volumul și îl ridicați de ca și când ați cânta, ca și când ați crea ceva. E o poziție leu vărsător aici, văd. Leu care este foarte creativ. Și vărsătorul original. Aveți o voce ieșită din comun, printre altele? Unii poate chiar cântați. Dar pentru majoritatea, doi regi, un as și steaua și cristalul alb, clar că sunteți în public. Văd și justiția, am zis, justiția echilibrează, vă echilibrați tonul vocii, vă adaptați momentului, ca și lumina. Ziua, lumina este simțită altfel, noaptea într-un mod diferit, da? Soarele radiază, stelele și ele radiază, dar de la distanță și se văd, au alt efect asupra noastră, ca și luna de altfel, deși aici aveți steaua. Ghidați într-un fel, vocea voastră ghidează sau oamenii se ghidează după vocea voastră când vă aud, întorc capul. Chiar dacă sunteți undeva la distanță, vă aud. E un soi de auz în subconștient. Poate că nu aud fizic, dar simt vibrația vocii voastre de la foarte mare distanță. Aveți o vibrație înaltă. Văd mult verde. Posibil unii vorbiți din suflet,
Văcie albastru, conexiune cu spiritualitatea, nu degeaba ați ales și lumina, interesant, da? Și acest rege de corsar, interesant, furați atenția, corsarul ce face? Fură. Furați atenția, furați atenția, da. Și oamenii ca papagalul ăsta se așează în preajma voastră doar să vă asculte. Desprinde încredere. Sau cel puțin așa cred oamenii despre voi când vă ascultă vocea în anumite momente, în momentele voastre de, eu știu, de bine. Ce ar mai fi? Hai să mai trag de o carte și de aici. Numărul 1. Ce simt oamenii când vă aud vocea? Cuceriți, pentru că asta face regele de spirale, cucerește. Îi cuceriți. Orice ați folosi, rațiunea sau emoția, un ton mai cald sau un ton mai rece, mai rațional, să zicem, mai distant, că steaua e la distanță, tot îi cuceriți. Aveți așa un farmec special. E lumina aceea care pătrunde până în crăpăturile unei stânci. Pătrundeți în sufletul oamenilor. Am zis că oamenii sunt atrași ca molia de-a flacără. Ce simt oamenii când vă aud vocea? Ia uite. Erupție de lumină. Nu e interesant că ați ales tot lumina? Și albu, și mult verde, și albastru, cum azi. Măi, deci acum cărțile confirmă. Erupție de lumină. Și, repet, n-aș vrea să vorbesc despre subiectele pe care le aduceți în discuție, pentru că variază, dar în principiu oamenii simt că în momentul în care vorbiți, sunteți lumina de la capătul tunelului. Ia uite, aveți numărul 11, poate sunteți influențați de numărul 11, știți că este număr maestru, dar numai cărți puternice ați avut. Numai cărți puternice. Și ați creat reverberații. Și iar am zis, aveți aer și apă, da? Și amândouă, și rațiunea și emoțiile, sunteți în echilibru, asta vreau să zic, și rațiunea și emoția. Dacă vreți, puteți să fiți în echilibru, dacă vreți, puteți să alegeți doar o cale rațională, emoțională, sentimentală, romantică. Pentru că aveți mult verde din inimă, vorbiți din inimă, mai ales când vorbiți din inimă, creați un impact foarte puternic asupra celor din jur și, repet, oamenii vin spre voi, se simt cuceriți, aveți o putere de a domina, că regele de spirale domină și chiar sexy, da, cred că aveți toate calitățile, toate calitățile. Există ceva, poate nu conștientizați, dar oamenii simt ceva foarte atractiv. E un mister. Sau chiar dacă nu este un mister, puteți să fiți, cu toate aceste calități despre care am vorbit, puteți să fiți și sexuali, într-un fel, senzuali. Dar clar, aveți o voce deosebită. Cam atât pentru numărul 1. Sper că v-a plăcut. Ok, numărul 2. Cei care ați ales numărul 2. Pentru cei care ați ales numărul 2, ați ales culoarea verde, care culoarea verde reprezintă chakra a patra a inimii, iar posibil că sunteți sentimental, ați ales, bine, așa am și încercat să pun o piatră verde, seamănă cu aventurinul, parcă.
Sunteți sentimental unii dintre voi și chiar dacă nu sunteți sentimental, atingeți inima publicului, inima celor care vă ascultă într-un fel sau altul. Sper că e o atingere pozitivă, aveți foarte interesant ce simt, dragii mei, dacă o să vorbesc și despre voce, cât este de importantă în manifestările pe care vreți să le, eu știu, practicați în viața voastră. Atrageți bani, atrageți valori dacă știți să vă folosiți vocea și dacă vorbiți din suflet în anumite momente. Puteți să atrageți abundență, puteți să atrageți creștere. Pentru mine, verdele e ca o primăvară, rămâne de văzut ce alte cărți apar. Deci, încep să sporească lucrurile, sau oamenii să se simtă altfel, revigorați, energizați când vă ascultă vocea. Vindecați pentru că chakra inimii și verdele are aceste calități terapeutice, da? Puteți să vindecați iar unii dintre voi. Hai să vedem ce ar mai fi. Și puteți să fiți și foarte vesel, aveți un fel voios de a fi unii dintre voi. Ia uite, da, apropo de veselie, a apărut iepurașul Playboy-ul, pentru mine Playboy, play, în sensul de jucăuș. Dar am vorbit interesant, a apărut semn de pământ și am vorbit de bani, de materialitate, de abundență. De patru, interesant, patru și chakra a patra, crea stabilitate, oamenii se simt stabili, rămâne de văzut ce alte cărți mai apar, oamenii se simt stabili în preajma voastră. Am zis că le creați o stare de, nu prea multă, de confort. Da, interesant, au venit trei cărți la voi. Se simt stabil și acesta normal ar fi trebuit să fie semn de pământ, șoricelul care este foarte temător, dar faptul că a venit invers are logică. Oamenii nu se mai simt înfricoșați lângă voi, se simt în echilibru pentru că e patru de monede, da? Patru de pământ. Să știți că iepurașul, el așa cum este playboy sau jucăuș sau simpatic, drăgălaș pentru noi, este un simbol masculin foarte interesant. Poate să fie foarte agresiv când e vorba de familia sa și de ceea ce posedă. Este o energie masculină, șoarecele, nu, iepurașul. Poate unii interesant, apropo de iepuraș, de primăvară, de 4 de aprilie, poate aveți marcaj în berbec sau în taur și poate marcaj în sens mai degrabă de mercur, poate. Și mai ales dacă aveți mercur în semn de pământ, creați această senzație, mercurul, felul în care comunicați cu alte cuvinte, dacă, nu toți veți avea, evident, creați această stabilitate, aduceți pământul sub picioarele oamenilor într-o formă sau alta și ajuta să renască. Să renască din frică, da? Din șoricelul ăsta care da, nu se mai teme, da? Din frică înspre siguranță. Interesant este că a apărut Phoenix-ul. Posibil că ați trecut prin foarte multe și voi și vocea voastră. Pentru că așa se întâmplă, vocea noastră transmite. Interesant. Posibil că aveți Pluto și Mercur în aspect în harta voastră natală și iar este o arcană majoră, Fenixul, să zicem, sau este simbolizat de Eter. Iar aveți o conexiune specială cu spiritualitatea. Prin această chakră a inimii pe care o manifestați și voi când vorbiți și o deschideți inimile multor oameni care vă ascultă. Ar trebui să fie foarte închiși, dar chiar și foarte închiși, tot ciocăniți măcar acolo la ușa inimii lor. Și se întâmplă, mai devreme sau mai târziu, apare o transformare
în sufletul oamenilor, măi, aveți o vibrație iar foarte intensă unii dintre voi. Se întâmplă o transformare în viața oamenilor când vă ascultă. Parcă renasc, am zis că renasc prin verdele ăsta, prin abundență. Aici a apărut Phoenixul care tot așa renaște. Interesant. Ce mai simt oamenii când vă ascultă vocea? Ia uite mă, iar apare semn de pământ. Interesant, e al treilea semn de pământ. 9 de monede. Simt că sunteți independenți, dar iar foarte interesant, știți, 9 de monede este marcat de Venus, dar știți foarte bine că Venus este simbolizat de verde. Venus simbolizează dragoste, am vorbit de dragoste de chakra inimii, Venus simbolizează abundența, am vorbit de abundență, mulțumesc cărțile mele că îmi confirma și ce am spus înainte să scot cărțile. Creați abundență, oamenii renasc, nu știu, poate că inspirați și la independență și la profesionalism într-un fel sau altul, inspirați să crească. Să crească, să se dezvolte, să-și găsească multe calități. Vocea voastră are aceste multe calități. Dar ce simt oamenii? Simt oamenii că sunteți independenți, că sunteți puternici și chiar dacă aveți această putere de manifestare în plan material, am zis abundență, bani, lucruri practice, reale, aveți și o comunicare specială cu spiritualitatea, cu acest vultur, da? Și se vede aici, la Phoenix, aripi, eter, aici este lotusul chiar deasupra capului vulturului. Aveți și niște calități spirituale deosebite. Foarte interesant. Cu alte cuvinte, puteți să comunicați și cu lumea reală, aceasta pământeană, și cu oamenii mai simpli, dar și cu vibrații foarte înalte, cu persoane, să zic, raționale. Aveți tocmai pentru că sunteți în centru, inima, Venus, Venus care place tuturor. Și repet, aveți această putere de manifestare. Probabil că, interesant, nu știu de ce, dar așa simt. Probabil că unii oameni simt că le aduceți spor și abundență. Și știți, sunt unii oameni care aduc noroc în prezența, când stai în prezența lor, parcă îți merg lucrurile mai bine. Te sună, eu știu ce, colaborator și spune că încheiați o afacere de succes împreună. Sau te sună nu știu cine și zice că ai câștigat bani. Ai câștigat bani. Nu a apărut Jupiter, dar văd abundență, văd transformare. Văd Venus, care Venus înseamnă bani. Înseamnă lucrușoare, lucruri frumoase. Ce simt oamenii când vă ascultă vocea? În primul rând simt frumusețe, pentru că aici este Venus, am vorbit de dragoste, simt dragoste, simt frumusețe, aveți o voce frumoasă. Ia uite, interesant, băi, deci nu se poate. Iar green, da? Verde. Omul verde, artista. Iar semn de pământ, care manifestă. Iar verde, manifestați, măi, deci aveți această putere de manifestare. Aveți această putere de manifestare. O să vorbesc cândva, dar nu vreau acum să zic subiectul, o să vorbesc cândva și despre acest lucru. Și ca să creați, vă lăsați și voi inspirați. Oamenii simt că aveți această putere de transformare a voastră, a dimensiunii și a realității în care trăiți, dar și a lor. Și din acest motiv, mulți vor să vină înspre voi, tocmai pentru că aveți această calitate. Iar 4-4, deci nu se poate, nu pot să cred. Ba pot, dar mă uimesc și eu de atâtea coincidențe, da? 4, chakra 4, 4 de monede, împăratul, am zis, aveți marcaj puternic în aprilie, unii dintre voi, în aprilie.
Și ce este împăratul? Am zis că aduce echilibru, da? Patru de monede este varianta mai mică, cum ar fi preîmpărățelul. Aici apare împăratul. Am zis că iepurele totuși e o figură masculină. Și aveți și feminin, femeia divină și bărbatul divin. Sunteți exact în centru. Le aveți pe amândouă, cele două aripi, ca să puteți să transformați pe voi, prin vocea voastră și pe cei din jur. Și iar abundență, multe simboluri care aduc abundența în viața voastră și în viața celor din jur. Creativitate, inspirație, iar transformare. Fluturele, Phoenix. Ia uite, și aici este un fluture. Da. Hai să mai vedem încă o carte. Dar cam toate confirmă ce am spus de la început. Ia. Ce simt oamenii când vă ascultă vocea? Primul și în primul rând am zis stabilitate. Că-i protejați, interesant, că-i protejați. Ia uite, convergență sacră. Am zis că oamenii vin spre voi tocmai pentru că aveți această putere de manifestare, a abundenței, a sporului. Le creați stabilitate, se simt în siguranță. Probabil că unii dintre voi puteți să fiți, bărbați, femei, nu contează, într-o poziție de conducere cu împăratul și cu preîmpărăteasa și regina de monede, da? Regină, da? Puteți să fiți în, nu contează, bărbați și femei, ce sunt, într-o poziție de autoritate, de conducere, puteți să faceți afaceri, da? Mersi de inspirație. Și oamenii să vină la voi, să simtă că, simt la nivelul chakrei a cincea, că dacă fac vreo treabă cu voi, le va merge bine. Am zis transformare 2 și cu 8. 8 e transformare, Phoenix-ul apare între voi și persoanele care vă ascultă. Se întâmplă ceva. Transformați iar relația dintre voi și oamenii care vă ascultă. Relația se transformă. Și transformați și pe voi. Apare Pluto. În joc, în prim plan, în planul al doilea, nu contează. Am zis că aveți puterea de manifestare în mai multe dimensiuni, și în cea reală, și în dimensiunile înalte. De fapt, eu acolo cred că începe, acolo comunicați din suflet și apoi începe să se manifeste în real. În realul acesta pământean. Da. Și are atâta pomi, atâta verdeață. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Aceasta e prima oară când fac genul acesta de etalări. Sper să vă placă și dacă vă place, mai facem. Mai facem. Cam atât deocamdată. Cam. Ia să pun pauză. Ok, numărul 3. Cei care ați ales acest portocaliu și această piatră foarte faină. Ce simt până scot cărțile despre vocea voastră? Ce simte lumea și ce simt eu acum referitor la viață, la viața, la... Interesant, viață. Aduceți viață într-un fel sau altul? Da, aduceți viață pentru că este chakra a doua. Portocaliu asta reprezintă chakra a doua a creativității. Este uterul. Uterul în care se concepe o nouă viață. Deci aduceți viață într-o formă sau alta. Am încercat și pietrele să fie oarecum asemănătoare cromatic cu aceste cartoane. Dar e prima chakră și a doua. Aduceți și stabilitate și viață și creativitate și sunteți foarte sexuali. Captivați prin... Aveți un ton al vocii foarte sexy, clar. Și... hai să mai vedem ce ar mai fi.
Ce simt oamenii? Oh, ia uite, Snake, ia, e foarte interesant. Apropo de sexualitate, știți foarte bine că șarpele este un simbol falic sexual. Phoenix, care reprezintă, de fapt, transformarea scorpionului. Scorpionul iar e foarte sexual și este între roșu și galben, este portocaliu, această sexualitate. Treziți oamenii la o nouă viață și, în primul rând, la o nouă viață sexuală. Aveți un impact, impact iar, la nivelul chakrei a doua. Aveți o voce foarte erotică. Șarpele. Ce simt oamenii când vă ascultă vocea? Oh, intră ca într-un cerc magic și efectiv sunt captivați, sunt prinși în acest cerc, în această lumină, în această sexualitate a voastră. Și nu vorbesc de sexualitate, vocea voastră transmite de foarte multe ori. Și chiar vreau să-mi confirmați această vibrație. Și nu e doar sexuală, este și spirituală, pentru că aveți eterul și aveți aici totuși un șarpe care transformă. Transformă și se transformă. 7. Și semn de pământ. Probabil că unii dintre voi sunteți și foarte creativi iar. Și creativitatea nu înseamnă numai artă, înseamnă mult. Mai, dar ce? Turnul și șase de bâte. Turnul și șase de bâte. Ce intens. O voce trăsnet. Interesant că apare lumină și la Phoenix și la turn. O voce care, iar transformare, vorbim și aici, dar altfel de transformare. Turnul are și un simbol erotic. E un simbol falic, am zis de nu știu câte ori. În anumite interpretări, turnul reprezintă și orgasmul. Pentru că tot vorbim de sexualitate, tot ați ales portocaliul, da? Aveți, am zis, și șarpele și Phoenixul, amândouă simboluri extrem de sexuale. Mai ales, ați ales acest număr, trebuie să și spun, mai ales când sunteți într-o situație foarte sexuală, partenerii voștri sunt extrem de atrași de vocea voastră, de felul în care vă manifestați în momentele sexuale, mai ales dacă, când aveți orgasm, vocea voastră are acest impact. Trăsnet. Da? Probabil că unii sunteți și mai gălăgioși în acel moment, dar în primul rând este un impact. În acel moment vă ajutați partenerii să ajungă la acel final, dacă vă manifestați și vocal în acele momente. Trebuie să spun așa ceva pentru că voi ați ales. Și interesant cum se confirmă, da, prin aceste cărți. Pe de altă parte, am zis că aveți această capacitate de transformare, dar în ce sens? De reconstruire. Pentru că șapte de monede reprezintă o așteptare constructivă. În ce sens? După ce se dărâmă ceva, dacă oamenii au trecut prin niște situații deosebite sau... Da? Veniți cu idei creative. Până la urmă n-aș fi vrut să separ ideile sau ceea ce spuneți de voce, dar n-am cum. Așa vin mesajele. Trebuie să vorbesc un pic și despre subiect, așa cum am vorbit la numărul 1 și la alte numere. Da? Veniți cu idei creative și ajutați să-și reconstruiască viața după o așteptare.
Deci, cu alte cuvinte, veniți cu inspirație. Pentru că inspirația vine pe multe căi și prin multe chakre, da? Inclusiv prin aceasta poate să vină, pentru că nu de întâmplător este o chakră creativă, se creează, se concepe, da? La acest nivel se concepe oul, copilul divin și așa mai departe. Și veniți cu idei victorioase, idei creative, că șase de bâte este creativ. Atrageți atenția, șase de bâte atrage atenția și sunt bâte și e foc și e sexy. Atrageți atenția prin vocea voastră, clar. Cum o aveți, iar este o legătură cu Pluto, pentru că a apărut Phoenix-ul. O legătură cu Pluto, poate că aveți iar în semne de pământ, dar nu obligatoriu. Ceva marcaj în semne de pământ și deveniți foarte senzuali. Puteți să și șoptiți felul, știți că șarpele sâsâie, șoptește și felul în care șoptiți, șuierați, este sexy. Este sexy. Posibil că unii dintre voi aveți un fel de a vă exprima prin sunete neconvenționale, pentru că Uranus este destul de trăznit, de neconvențional. Acum aș putea să zic, uite, chiar și eu mai ieșuiesc și mai fac în toate felurile. Nu folosiți doar cuvinte. Onomatopee? Da? Ziceți, a, A, chestiuni de genul ăsta care atrag atenția și undeva la nivel de subconștient creează lucrurile sau senzațiile despre care am vorbit mai devreme în mintea, în corpul celor care vă ascultă. Hai să vedem, suntem la numărul 3, parcă nu? Numărul 3. Ce simt oamenii când vă ascultă? Ia uite, valetul de spade. Valetul de spade. Ce simt oamenii când vă ascultă? Valetul de spade e și el foarte creativ. E isteț. Dar nu știu dacă asta poate să fie pentru unii, pentru alții. În acest context îl simt mai degrabă ca fiind o energie tânără. Nu contează vârsta pe care o aveți, acest valet este tânăr. Și atunci vocea voastră are această rezonanță de tinerică, tinerel. Nu contează vârsta pe care o aveți. Poate că la telefon, dacă ați vorbi și nu v-ar vedea cineva, nu v-ar da vârsta pe care o aveți. Văd și aici transformare, dar nu mai am vorbit deja de transformare. Să mai vedem. Ce simt oamenii când ascultă vocea sau când vă aud vocea? Wow! Foc și gheață! Foc și gheață și îndrăgostiții! Ei, trec toate căldurile, ba au frisoane, ba transpiră! Da, se îndrăgostesc numai de vocea voastră. Deci voi puteți să faceți pe cineva să se îndrăgostească doar dacă vorbiți. Și nu este atât de important cum arătați. Oamenii se îndrăgostesc de voi. Probabil că unii, aș vrea să-mi confirmați, dacă ați avut iubiți, iubițe care s-au apropiat de voi, au vrut să fie în pat cu voi, dar în pat, turnul, am tot vorbit de chestii sexy și văd că se confirmă. Au vrut să fie în pat cu voi doar pentru că le-a plăcut vocea. Măi, măi, măi. Măi, măi, măi. Foc și gheață. Îi topiți, îi înghețați, îi...
îi treceți prin toate stările, mai ales în momentele intime, mai ales în momentele intime. Interesant este că și aici este un cerc, și aici este un cerc, și aici este un cerc. Cercul, printre multe altele, reprezintă, evident, este un simbol sexual feminin, dar aveți și simboluri, da, turnul și șarpele, simboluri falice masculine și bâtele, da? Că sunteți bărbați, că sunteți femei, vă manifestați, nu știu, vocea voastră asta creează. N-aș vorbi musai de echilibru, pentru că aveți aici mult portocaliu și puteți să reascultați ce am spus. Iar masculinul și femininul acesta se regăsește și în voi, repet, în vocea voastră. Dar oamenii vor să stea în preajmă. 5, 7. Să fie cu voi. Tocmai pentru că îi captivați. Îi vrăjiți, măi, deci vocea voastră vrăjește. Oamenii se udă, au orgasme, ejaculează când... Bine, evident, nu chiar așa pe stradă, nu se întâmplă lucrurile chiar așa. Însă, cred că unii cred că pot să creeze obsesii pentru vocea voastră și să vă asculte doar de dragul de a vă asculta. Și chiar dacă nu este sexy în sensul acela super vizibil sau evident, există ceva, o notă de senzualitate, de acel quelque chose care atrage și captivează. Ieșiți în evidență. Iar, haideți, nu ziceți că asta nu mai e un simbol falic, da? Asta nu fi un simbol falic, oamenii nu-și doresc așa ceva? Mulți, să fim serioși. Puteți să negați dacă nu știți, vă zic eu. Cam atât deocamdată. Haideți să vedem la numărul următor. Ok, numărul următor a fost vorba că este, da, galben. Hai să vedem ce cărți vin la voi. Cei care ați ales numărul, la cât era? Numărul 4, oare? Numărul 4, da? Numărul 4. Ați ales acest... Această piatră foarte frumoasă și acest carton, da? Galben. Exprimați încredere în primul și în primul rând. Ce simt oamenii? Că aveți încredere în voi. Așa simt ei. Că străluciți, că transmiteți căldură. O căldură și solară și pământeană. Aici parcă ar fi niște straturi tectonice. Veniți de undeva din adânc. Vocea voastră vine de undeva din adânc și parcă iese la suprafață ca un vulcan foarte caldă, foarte puternică, foarte puternică, dar vulcanul e puternic, intens. Galbenul, pe lângă faptul că e un simbol solar, da, reprezintă o energie masculină, dar este și foarte cald. Ce simt oamenii când vă aud vocea? Probabil că unii dintre voi aveți și o voce puternică. Unii. Interesant. Căprioara. Ce simt oamenii când vă ascultă vocea? Oamenii, că aici este vocea voastră și aici sunt oamenii, da? Hai să vedeți mai bine, da? Ciulesc urechile, clipesc, le bat din gene, mișcă din năsuc, ciulesc urechile. Op, ce am auzit, ce e vocea asta? Se aude vocea voastră de la distanță, dar nu ca la numărul 1, altfel. Rămâne de văzut cum arată și cărțile. Altfel, ia uite bufnița. Și liliacul, măi, deci aici cred că e publicul și aici sunteți voi, pentru că nu degeaba v-ați ales galben, da? Foarte intens. Iar liliacul este simbolul morții, cu alte cuvinte. Aduceți
transformare, aș spune, dar nu ca la celelalte numere, altfel de transformare. Interesant că și liliacul și bufnița sunt păsări de noapte. În întunericul în care trăiește în general colectivul și lumea, voi faceți o diferență foarte puternică. Dar într-un fel sau altul, da, interesant, îi speriați. Tocmai pentru că aveți o intensitate specială. Îi speriați, am vorbit de vulcan, vulcanul sperie, da? Cine poate să stea în fața vulcanului? Îi speriați, pentru că aici sunteți voi. Am în două semne de aer și aici este, să zic, cei care, publicul sau cei care vă ascultă. Am zis, ciulesc urechile, parcă ar fi aolo, este un potențial, nu o să ai dușman, dar este ceva, anunță ceva cu care nu te poți juca. Da, într-adevăr, voi puteți, prin vocea voastră, să le arătați lucruri, pentru că aveți să le vorbiți, semnele de aer vorbesc, da? Confirmă acest lucru, să le vorbiți despre niște lucruri, aspecte pe care ei nu le înțeleg și nu le văd, că n-au această capacitate de a vedea în întuneric. Însă, trecând peste subiecte, aia ar trebui să fie o altă etalare, e acea vibrație. N-aș spune joasă, nu, e o vibrație înaltă, dar foarte rațională, foarte, nu rece, nu, nu, că am zis că sunteți calzi, că aveți o voce care strălucește, strălucește, dar vine și de undeva din pământ, din întuneric și atrage atenția. Dar ce să zic, sunt foarte curioasă cum confirmă și celelalte cărți. Într-un fel sau altul, cred că foarte mult speriați prin vocea voastră. Ați văzut și voi cum este să fii noaptea, să stai noaptea, ori să te plimbi prin bulevar, prin curte, prin pădure și să auzi acel sunet de bufniță. Parcă e o avertizare că ceva se întâmplă. La fel, sau să treacă un foșne de aripi pe lângă tine prin tuneric, să nu vezi, să nu știi, doar să auzi. E ceva, un mister. Da, și pentru că este chakra, plexul solar, aveți această... Absorbiți energia. Absorbiți energia, într-un fel sau altul. Ce simt oamenii când vă ascultă vocea? Pentru că întunericul absorbe lumina. Absorbiți vibrația celor din jur. Ia uite, doi de spade. Ce simt? Că trebuie să tacă ca să vă asculte pe voi. Că trebuie să se gândească. Oare ce au vrut să spună? Oare tonul ăsta ce ar vrea să insinueze, să avertizeze? Iar întuneric chiar este aer, interesant. Și iar am zis că cineva nu vede în întuneric. E și un soi de mister, misterul ăsta care vine, am zis, din pământ. Aveți o doză de mister. Ce simte lumea? Ce simt cei din jur? Ce cred când vă ascultă vocea? Ia uite măi, dar numai spade, probabil că aveți marcaș puternic pe aer. Regele de aer. Da, poetul. Aici, îmi plac cărțile astea că sunt un pic altfel. Dar știți că în multe cărți, în multe seturi de cărți, regele de spade este foarte rece, glaciar și totuși aveți aici plexul solar, da? Puteți să fiți calzi cu cei pe care vreți să-i protejați. Însă, la adică, puteți să fiți extrem de tăioși și de incisivi,
doar prin ton, doar prin ton. Nu mai zic de cuvinte, nu mai zic că și acele cuvinte le folosiți cu multă înțelepciune și cu multă direcție. Puteți să tăiați și să vindecați în același timp prin vocea voastră. Am zis că poate să fie caldă, poate să fie și rece, aveți și lumină și întuneric. Depinde de cum se poartă omul cu voi. De-aia zic, puteți să fiți un pericol sau puteți să fiți un alean. Da? Pentru că asta este, căprioara este blândă. Puteți să fiți și blânzi, calzi, dar și foarte, să nu se, foarte periculos, să nu se joace cineva cu voi, că din vorbe îi puneți la punct. De-aia a apărut regele de spade sub forma poetului. Da, puteți să fiți artistici, puteți să fiți sensibili cu cine considerați voi. Da, așa e ce voi alegeți. Voi alegeți cum vă manifestați după ideile aer, da? Ideile voastre, după ceea ce considerați voi că da, e necesar. Puteți să fiți și poetici, am zis, puteți să fiți și super tăioși, logici, sobri, de gheață chiar, de gheață puteți să fiți. Uite, aș spune așa. Cromatica acestea trei stau într-o parte și acestea în altă parte. Și cu regele de spade, nu vă jucați când comunicați, asta e clar. Când comunicați, aveți lucruri de spus. Și atunci am zis, oamenii stau și ascultă, stau și ascultă, decid. Oare trebuie să iau o decizie sau pur și simplu a fost o afirmație? Oare trebuie să... Cu mine a vorbit sau a vorbit cu celălalt? Ești la un rând, aștept să-ți vină rândul și nu știi dacă cel din spate cu tine a vorbit sau cu ăla, să mă dau eu la o parte, că parcă mă simt eu vinovat, că... Ce simt oamenii când vă ascultă vocea? Cred că unii lucrați în domeniul acesta al... Poate polițiști, poate avocați, poate chiar medici, depinde. Poate chiar faceți comerț, dar aveți așa un fel de a fi foarte incisiv în cazul în care cineva vă deranjează. Ce simt oamenii? Ia, interesant. Ia uite, self-initiation. Am zis că ardeți într-un fel sau altul, ardeți pe cei, că e vulcanul ăsta despre care am tot vorbit. Interesant că a apărut 3, da? 3 înseamnă comunicare, aveți un impact, aveți un mercur foarte puternic chiar. Dar parcă inițiați, îi chemați la, îi treziți, dar repet, e altfel de trezire, nu ca la celelalte numere. De fapt, inițierea ce înseamnă? Pregătire pentru ceva, pentru o situație. Neplăcută, de ce nu, da? Un antrenament, o avertizare. Am zis. Dar aveți și această calitate. Puteți să fiți blânzi uneori, nu doar dur, dar să, nu știu, așa simt, ferească cei care vă stau în cale sau care... își permit vreun comentariu ne la locul lor, pentru că îi puneți la punct. Aș spune doar din privire, dar acum vorbim despre voce. Din tonul vocei puteți să fiți foarte politicoși, să spuneți doar câteva cuvinte, dar din ton îi puneți... îi omorâți cu alte cuvinte. Îi puneți cu botul pe labe. Așa simt. Așa simt. Dar aveți și calități de profesor, de inițiator. Și atunci profesorul poate să fie și blând și mai exigent, în caz de nevoie. Dar văd marcaj puternic în semn de aer, în mod special balanță. În mod special balanță. Aveți plexul solar. Ar putea să fie și în semnul leului. Interesant că a apărut și aici totuși soare, da? Aveți această încredere că
Ceea ce ziceți nu e chiar o glumă. Oamenii ar trebui să ia atenție, să plece urechea la vocea voastră și la ceea ce spuneți. Foarte interesant. Foarte interesant. Cam atât pentru numărul. Cât era? Numărul 4 era? Parcă așa era. Ok, pun pauză, facem. Ok, numărul 5, da? Numărul 5, așa zisei? Parcă așa zisei. Numărul 5, ați ales această piatră, aquamarinu, foarte frumoasă, și cartonașul lila, care mi-aduce aminte, ce interesant, aveți viziune și comunicați din al treilea ochi, din a șaptea și a șasea ceacră, da? Aveți o comunicare specială cu divinitatea și probabil creați noi viziuni, e viziune al treilea ochi, deschideți ochiul oamenilor în momentul în care vorbiți, ochiul, al treilea ochi, evident, deschideți al treilea ochi, eventual, probabil că, știți cum mi se întâmplă și mie în timp ce vorbesc la anumite etalări, simt ori fiori, ori cum am simțit ieri la nu știu ce etalare, în moarele capului simt niște fiori. Așa simt oamenii când vă ascultă. În vârful capului, la nivelul frunții, al ochilor, simt niște vibrații. Vocea voastră acolo atinge, în general, publicul. Acum, poate nu ați fi toți spirituale. Poate nu ați avea toți viziune. Sau nu conștientizați. Poate că ar trebui să vă cercetați și să creșteți spiritual ca să descoperiți că într-adevăr aveți niște calități ascunse și niște potențiale la nivelul ultimelor două chakre. Rămâne de văzut. Ia uite, iar șarpele. Și ce mai este? Ce simt oamenii când vă ascultă vocea? Interesant că aceasta este un simbol foarte spiritual, da? Șarpele iar aduce transformare. Dar ce simt oamenii când vă ascultă vocea? Puteți să fiți și foarte la fel, nu la fel, deși folosesc aceleași cuvinte, dar e diferență de nuanță, să vedem cum apar și cărțile. Puteți să fiți și foarte emoțional, pentru că e aquamarin, aqua, aqua, apă. Puteți să fiți și foarte emoțional, puteți să fiți și foarte rațional. Aici este un violet, violetul ține de pești vărsător, combinația aceasta, mixul ăsta. Pești vărsător. Ce simt oamenii când vă ascultă vocea? Ce gândesc despre vocea voastră? Ia uite, fluturele. Interesant. Aer, aer și pământ. Amândouă și șarpele. Da, vedeți în alt context. Șarpele a apărut la număr în alt context. Aici este altfel. Amândouă vorbesc despre transformare. Și șarpele și fluturele vorbesc de transformare. Și ce este foarte interesant, ascultați, căutați în playlist la mine povestea lui Psihe și a lui Eros. Și interesant, deși n-aș fi vrut să vorbesc de erotism, probabil că aveți acolo un erotism, dar foarte evoluat al unora dintre voi, da? Care trezește și transformă oamenii din jur, în mod special partenerii. Erotismul vostru este divin. Divin, așa aș spune. Divin pentru că are această capacitate de a transforma, de a vă transforma pe voi și pe cei cu care aveți de-a face. Dar trecând peste asta, pentru că e Psihe și Eros, le atinge sufletul oamenilor, schimbați sufletul oamenilor, schimbați, transformați, îi ridicați în vibrație, face să zboare, da? După situații, să iasă din situații karmice, da? Reușiți într-un fel sau altul, vocea voastră scoate din stagnare, din... din cotidian și reușiți să le dați aripi, interesant, știți că e expresia
cam fluturi în stomac. Așa simt oamenii, interesant. Dacă simți fluturi în stomac când vă aud vocea. Au niște emoții și de-aia am zis, emoția a apărut și sub forma acvamarinului, că e piatra care reprezintă semnele de apă. Dar aveți apă, aer, pământ, în fine. Deci oamenii simt fluturi în stomac, simt că le dați aripi, se simt un pic mai colorați, mai voioși, mai luminoși, dar îi scoateți repede din acest cerc al cotidianului, al vieții ritualice. Sau ritualurilor de zi cu zi, pentru că e șapte. Șapte de monede care reprezintă o stagnare necesară. Da? Și schimbarea vine odată cu vocea voastră. Foarte interesant această etalare. Nici eu nu mă așteptam să iasă așa ceva, dar aș vrea să mai fac, dar sub alt fel de nuanțe, dacă vă place și vouă, evident, dacă vă place. Iar ce simt oamenii când vă ascultă vocea? Ce simt oamenii când vă ascultă vocea? Când vă aud vocea? După cum vedeți, amândouă au albastru, albastru și aveți și voi aici albastru. Iar este chakra a treia, al treilea ochi, chakra a șasea, care reprezintă al treilea ochi. Aveți viziune. Și când vorbiți, oamenii încep să vadă lucrurile altfel, să aibă o nouă viziune. Pur și simplu, vibrația, pentru că știți că sunetul creează efecte în real, în 3D, în plan fizic. Sunetul poate fi simțit. Ați fost, pentru, bine. Ia, uite ce frumos soarele. Îi treziți. Am zis, îi treziți la o nouă viață. Se au fluturi în stomac, se simt jucăuși, am zis mai devreme. Da, iar este simbol sexual și aici, dar e altfel de sexualitate trezită, este kundalini, interesant, șarpele, dar nu este ca la celelalte numere. E o sexualitate foarte evoluată. Copilul divin, ia uite și aici, au o nouă viziune despre voi, despre ei. Și când vorbesc despre lucrurile astea, sunt chestii care se simt la nivel de subconștient, evident. Bine, poate unii conștientizează, dar interesant că a apărut și aici nebunul. Le dați credință. Dorința de a fi nebun, ia uite, nebunul are fluturi la stomac, da? În stomac are așa un zgubilici. Și soarele, de fapt, ce este? Nu este deasupra noastră, nu soarele reprezintă lumina, lumina care pătrunde în noi prin chakra a șaptea. Și apoi se actualizează între canalul de chakre. Da? Că lumina nu vine de jos, vine de sus. Asta simt oamenii. Simt că sunteți voioși, că aduceți optimism, speranță, încredere, creativitate. O doză de copilărie, de, nu știu, de glumă, am zis, poate mă repet. Ce simt oamenii când vă ascultă vocea? Dar nu. Toate lucrurile astea sunt sub această vibrație foarte înaltă, chakra 6 și a 7. Ce simt oamenii? 8 de spade și 6 de spade. Ia uite, același soare. Am zis de soare în suflet, flutur în stomac. Simt niște emoții, emoții. Simt niște emoții puternice când vă ascultă. Ar vrea să călătorească, să zburde, să se joace, să se elibereze cu 8 de spade, iar aduce transformare mentală. 6 de spade reprezintă călătorii, detașare de trecut, de acele situații karmice, de stagnare. Poate că oamenii sunt plictisiți, au intrat în acest cerc. Repet, lucruri care le facem în fiecare zi și totuși când vă ascultă pe voi, se întâmplă ceva. Și începe această călătorie, detașare de trecut. Iar interesant că apar și aici niște aripi, da? Așa sunt ei, se simt înaripați în preajma voastră. Eu aici vă văd ca și pe elefant, pentru că aveți o vibrație foarte înaltă. Și elefantul este un simbol spiritual.
are memorie, deși acum vorbim de voce. Dar, interesant, are și voce. Cum se aude și sunetul elefantului la distanță? Dar nu e vorba doar de ton. Ce simt oamenii când vă aud vocea? Știți cum salut eu la sfârșit? Cred că mulți dintre voi știți salutul meu. Îmi place genul ăsta de salut. Soare în suflet. Exact asta simt ei. Pentru că asta înseamnă, fluturele înseamnă suflet. Aici aveți soare în suflet. Și interesant că și imaginea aduce același soare în suflet. Asta simt oamenii. Soare în suflet în momentul în care vă ascultă vocea. Și începi foarte interesant, interesant, da. Vedeți că aici este violet, da? Vedeți? Fundalul. Și aici tot violet. Și aici parcă ar fi niște mesaje. Încep să se uite în momentul în care simți sufletul vibrând pe alte coordonate, încep să se uite și ei către cer, da? Către chakra, își deschid chakra inimii. Încep și prin comunicarea pe care o au cu voi și încep să se uite înspre lucruri mai înălțătoare, mai speciale. Încep să vadă mesaje de la divinitate prin voi. Deci ca o revelație pentru mulți dintre cei care vă ascultă. Și elefantul ăsta îl văd ca un mesager care vine de undeva din trecut, vine cu... cu informații din astral, din alte dimensiuni, că știți că are memorie, are arbore genealogic deosebit, veniți cu ceva, ca și vibrație, da? Ca și vibrații vorbesc, nu de subiecte. Poate că și subiecte, dar ar trebui să fie o altă etalare. Și dacă până acum am descris această carte ca fiind publicul care se trezește, că e trezirea soarele, pe de o parte ați putea să fiți și voi 8 de spade, 8 care îi dezleagă. Știți că în seturile clasice 8 este legat și este într-un cerc, legat este într-un cerc de spade. Îi dezlegați, îi scoateți în acest cerc. Și aici sunteți voi. Voi vorbiți din suflet și inspirați cu vederea cu al treilea ochi către cer, către, da, inspirați de divinitate prin ultima și penultima ceacră, coroana și al treilea ochi. Aici ați putea să fiți voi, care ca niște vrăjitori, într-un fel sau altul, aduceți această trezire în oameni. Mai subtilă, mai profundă, depinde de om, depinde de cât timp ați avut timp să comunicați cu ei, dar se produce această schimbare. Și oamenii își doresc să iasă din acest cerc, din cotidian, și să zburde, să zboare, să fie altfel, mai intuitiv și ei. Și exuberanți și intuitivi. Veniți cu mesaje de undeva, veniți cu mesaje, văd multe mesaje, da? Multe și aici și aici. Veniți cu mesaje, într-un fel sau altul. Repet, la nivel subtil. Pentru că poți să transmiți mesaj chiar și, aș zice, gângurind, dar nu e, chiar și cântând sau fredonând ceva fără cuvinte. Ritmul în sine, poate că cine face muzică mă înțelege, da? Ritmul în sine, tonul, vibrația, transmite niște stări, da? Nu trebuie să fie, e un limbaj emoțional, vibrațional foarte înalt, care nu are nevoie de cuvinte, ca să poată fi înțeles, ca să se poată manifesta, ca să trezească, ca să încânte. Aduce și un pic și de speranță, am zis de speranță, uite acum vine speranța și văzând vine speranța. Am simțit, probabil că mă repet uneori, dar nu contează, înseamnă că se confirmă, văzând steluțele. Da.
frumos. Și iar am vorbit de al treilea ochi, ia uitați-vă și voi, da, cum stau aici, ochi în ochi, sau de fapt al treilea ochi în al treilea ochi, frunte în frunte, că de fapt aici se produce comunicare, voi vorbiți din voce, da, voi vorbiți din chakra a cincea, dar de fapt impactul pe care îl creați este la nivelul acesta frontal și cranial, să zic, cranian, frunte și coroană. Da, sper că ați înțeles limbajul, sper că ați înțeles mesajul și sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, exprimați-vă ca atare. Și da, spuneți-mi dacă vă plac și genul acesta de etalări și dacă vreți să le facem în continuare. Cam atât. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Sper că nu s-a decalat sunetul când am pus pauză. Vă pup, numai bine. Ciao, ciao!